se încrede. Ce se încrede în Tatăl Său, în Tatăl Său, pe acest fără. Și împreună să spunem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-ți-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Slăvit să fie Tatăl care ne-a dat pe Fiul, slăvit să fie Fiul care ne-a trimis Duhul Sfânt pe pământ și slăvit să fie Duhul Sfânt care a inspirat scrierea Sfintelor Scripturi. În această dupămasă vă invit să deschideți împreună cu mine Sfintele Scripturi în Vechiul Testament, în cartea lui Daniel, capitolul 4, de unde voi citi, începând cu versetul 27, un pasaj scriptural. Cartea al profetului Daniel, capitolul 4, începând cu versetul 27. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: De aceea, împărate, pleacă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nabucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: Află, împărate Nabucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca boi și vor trece peste tine 7 vremi, până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acesta, acela asupra lui Nabucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi.
Trupul i-a fost udat ca roua cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nabucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși minte la loc. Am lăudat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica toată înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfeznicii și cei mai mari ai mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum, eu, Nabucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, căci toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Frate Vladimir, mulțumesc pentru invitația de a sluji în seara aceasta în Biserica Sfânta Treime. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și sper ca în cele ce urmează Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească și să ne inspire pe toți pe o viață mai bună, așa cum se amintea aici, pentru a fi niște creștini mai autentici. Problema cea mai mare cu care omenirea s-a confruntat dintotdeauna și se confruntă și astăzi și se va confrunta până când se va sfârși lumea aceasta, este păcatul. Păcatul este o problemă foarte importantă, cu care ne confruntăm foarte mulți dintre noi. Păcatul, să știți că este foarte contemporan cu vremurile în care trăim. El se adaptează după vârsta noastră, există păcate ale tinereții, specific tinereții, cum există și păcate specific vârstelor mai înaintate. Păcatul se mulează după temperamentul omului. De pildă, dacă ești un om mai vulcanic, are grijă diavolul să-ți trimită ispita aceea care să te facă să explodezi imediat, să te enervezi, să spui un cuvânt dur. Poate dacă ești mai blajin, de asemenea, și acolo diavolul, să știți că are tentații și momeli. Unul dintre autorii Sfintelor Scripturi care analizează cel mai frumos lumea aceasta a păcatului este Iacov. Și în cartea Întâia epistolă sobornicească a lui Iacov, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, că sunt trei stadii, trei etape, dacă vreți, ale acestui angrenaș numit păcat. Și totul debotează cu atracția poftei. Versetul 14, 1 cu 14. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui. Așa debotează păcatul în viața unui om. Începe cu o ispită, începe cu atracția poftei. Apoi urmează, pentru cei care nu se rabdă, sau nu se pot stăpâni în sensul acesta, urmează consumarea poftei, care înseamnă păcatul propriu zis, versetul 15, pofta când a zămezlit dă naștere păcatului. Și cei mai mulți cred că totul se rezumă aici. Ai fost ispitit și ai căzut în păcat și cu asta e, nu? Vorba românului, ce să-i faci? Am păcătuit, acum nu-mi este a capul. Din păcate, sunt niște consecințe pe care nimeni sau nu prea mulți oameni vor să le accepte. Sunt și consecințe ale acestei pofte care sunt și reprezintă întotdeauna moartea. Versetul 15. Păcatul odată înfăptuit aduce moartea. În teologia patristică se spune că cele cinci simțuri sunt ferestrele prin care păcatul poate să intre în viața noastră. Așa cum spuneam adineori, astăzi vreau să vorbesc despre această eternă problemă a păcatului, cu care vom avea de luptat întotdeauna. Din pricina păcatului am ajuns, să spunem ca și Balzac, să culegem de pe jos oameni mari căzuți de sus. Sunt oameni care la un moment dat au fost într-o postură spirituală foarte înaltă în viața lor pământească. Au ajuns cu Dumnezeu să facă lucruri extraordinare și la un moment dat, din cauza neatenției, din cauza nevegherii sau din cauza aroganței lor spirituale, au ajuns să cadă rău de tot. Nabucadnețar
Este un om pe care Dumnezeu l-a folosit extraordinar de mult. El a fost numit tăvălugul popoarelor. La vremea lui, la vremea împărăției sale, Babilonul era cea mai mare putere militară și economică de pe întreaga suprafața pământului. A ajuns în fruntea împăraților acestei lumi și cu toate acestea ignoră sfaturile lui Dumnezeu care li se dă prin profetul Daniel și merge în căpățânarea lui și în aroganța lui și mândria lui și merge atât de tare încât la un moment dat cade din înălțimea lui până la stadiul cel mai de jos. El ajunge să cadă într-o boală numită licantropie de către medici. Licantropie înseamnă să ajungi până acolo să te îndobitocești, adică să nu mai fii rațional și să te comporți precum animalele. Sfânta Scriptură ne-l prezintă pe Nabucanețar cel căzut, în postura unui om care stă în prezența animalelor câmpului și are un comportament realmente animalic. Acolo te poate aduce păcatul. Repet, am ajuns să culegem de pe jos oameni mari căzuți tocmai din pricina păcatului. În ziua de astăzi, însă vreau să vorbesc despre problema aceasta a păcatului în raport și, dacă vreți, cum o vede Dumnezeu. Vreau să vorbesc cu ajutorul lui Dumnezeu în seara aceasta despre atitudinea lui Dumnezeu față de un om păcătos. Care este atitudinea lui Dumnezeu față de omul păcătos? Și cred că în categoria oamenilor păcătoși nu se poate nimeni exclude din locul acesta, pentru că Sfânta Scriptură spune că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă există un om sfânt, poate să plece afară, predica asta nu-i pentru el. Dar eu cred că fiecare dintre noi, sub o formă sau alta, avem probleme în domeniul acesta spiritual, legat de păcat. Prima atitudine pe care Dumnezeu o are față de un om păcătos este aceasta, avertismentul. Prima atitudine pe care Dumnezeu o are față de un om păcătos este avertismentul. Și mijloacele prin care Dumnezeu poate și avertizează un om sunt extraordinar de multiple. Sunt multe și sunt felurite. De pildă, Nabucodonosor este avertizat de către Dumnezeu printr-un vis. Capitolul 4, versetul 5 spune așa: am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedenile Duhului meu mă umpleau de groază. Dumnezeu îl avertizează pe Nabucodonosor sub forma unui coșmar sau, dacă vezi, sub forma unui vis urât. Vis care mai apoi are nevoie de tălmăcire. Și tălmăcirea aceasta are loc prin marele om al lui Dumnezeu, profetul Daniel. Cum spuneam, mijloacele prin care Dumnezeu ne avertizează sunt felurite. Dacă pe unii Dumnezeu avertizează sub forma unui vis, pe alții Dumnezeu avertizează foarte ușor și foarte simplu prin Sfânta Scriptură. Dacă trăiești într-o anumită formă de păcătoșire, nu e suficient să deschizi Biblia într-o bună zi și să o deschizi sincer și să spui: Doamne, vorbește! Și în momentul în care ai deschis Biblia Cuvântului Dumnezeu, care este oglindă a neprihănirii și a dreptății lui Dumnezeu, îți dai seama cât ești de păcătos. Nu există păcat care să n-aibă relevanță în Sfânta Scriptură. Și îți dai seama că ești păcătos. Prin Sfânta Scriptură Dumnezeu ne poate avertiza asupra păcatelor din viața noastră. De asemenea, pentru că suntem o biserică penticostală și credem în lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu poate să te avertizeze chiar printr-o profeție, de pildă, sau printr-o predică, sau printr-o cântare. Sunt nenumărate moduri prin care Dumnezeu ne poate avertiza. Uneori, avertismentul lui Dumnezeu ia forme mai ciudate. De pildă, am citit despre un om din America, despre un om foarte bogat, om de afaceri. Fost chemat de către un pastor care avea o congregație, o biserică foarte săracă. Avea o biserică dărăpânată, din care mai că ploua. Și l-a chemat pastorul pe omul ăsta de afaceri la biserică într-o duminică între programe. Au ajuns omul respectiv la fața locului și pastorul a început să-i facă revizia tehnică a bisericii. A spus: uite, acoperișul e praf, plouă în biserică, băncile îs cu măsă praf. Și a explicat problemele bisericii. Avem nevoie de asta, avem nevoie de asta, avem nevoie de asta. Și pastorul și-a pus foarte multă încredere în omul ăsta de afaceri. Era un om prosper. Însă, spre surprinderea și spre dezamăgirea lui, la ieșirea din biserică, a zis omul ăsta de afaceri: auzi, zice, frate păstor, acum tu știi că e criză economică, e în plină criză economică, America e pe butuci, aș vrea să te ajut cu ceva, dar n-am nimic. Momentul în care a ieșit afară, afară deja ploua puternic și bătea vântul. Când au ieșit înspre ieșirea din biserică, din acoperișul acelei biserici dărăpânate, o bucată de țiglă s-a desprins și l-a lovit direct în cap pe omul ăsta de afaceri. Foarte buimăcit, după câteva secunde și-a revenit și-a interpretat-o ca un semn divin. Au zis: ăsta e avertismentul lui Dumnezeu, nu mai trebuie să fiu zgârcit. S-a dus repede la mașină și-a luat un carnet de cecuri și-a scris acolo o sumă. O venit cu ea rapid la păstor și-a spus: Dumnezeu să te binecuvânteze, dau numele Domnului, eu am plecat de aici. Și în momentul în care omul de afaceri mergea fuga spre mașină să scape de acolo, pastorul s-a uitat pe cecul acela și a văzut $1,000.
A zis, Doamne, prea puțin, mai dă-i una. Să știți că Dumnezeu are modalități, are forme prin care poate să ne avertizeze, uneori chiar și prin o bucată de țiglă, de ce nu? De asemenea, să știți că Dumnezeu poate să ne avertizeze prin evenimente care se întâmplă în viața noastră. Să știți că poate se întâmplă în noi și în viața noastră anumite lucruri care nu sunt pure coincidențe. De pildă, dacă lucrurile merg tot din rău în rău în viața ta, trebuie să o iai de multe ori ca un avertisment al lui Dumnezeu. De asemenea, cum spuneam, uneori mijloacele lui Dumnezeu de avertizare sunt de dreptul inedite. Vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură despre binecunoscutul proroc, profet Balaam. Știți cum i-a trebuit să vorbească Dumnezeu? Până acolo l-a dus încât n-a înțeles omul ăsta cuvântul lui Dumnezeu, încât o trebuie să-l avertizeze printr-un măgar, printr-o măgăriță, spune Biblia. Cât de naiv sau cât de lipsit de rațiune să fii până acolo să te ducă Dumnezeu încât să trebuiască să-ți vorbească printr-o măgăriță. Uneori Dumnezeu se coboară până acolo încât ne ia de mână și ne spune oprește-te, vezi că nu mergi bine, vezi că viața ta e într-o problemă mare. Modalitățile prin care Dumnezeu poate să ne avertizeze sunt multiple, însă mesajul lui Dumnezeu de avertizare este unul de regulă și același. Conține cam aceleași lucruri. Știți care sunt acestea? 1. Să ne oprim din păcat. Versetul 27 spune așa, pune capăt păcatelor tale. 2. Să ne despărțim de păcat. Rupe-o cu nelegiurile tale, partea a doua, versetului 27. Și a treia componentă a avertismentului divin este aceasta, să înlocuim păcatul cu virtutea. Ai milă de cei nenorociți. Oprește-te din păcat, desparte-te de păcat și înlocuiește păcatul cu virtutea. Dumnezeu să ne ajute. De asemenea, dacă mesajul lui Dumnezeu de avertisment este de regulă unitar și are cam aceeași conținut și structură, să știți că reacțiile oamenilor la avertismentul lui Dumnezeu sunt iarăși foarte felurite. Unii, atunci când Dumnezeu îi avertizează, se conformează imediat. Vă aduc un exemplu pe profetul Iona care se duce în cetatea Ninive și toată predica lui Iona era atâta. Pocăiți-vă, căci încă 40 de zile și Ninive va fi distrus. Oamenii aceia ne spune cuvântul lui Dumnezeu că n-au așteptat să treacă 40 de zile să vadă dacă cumva se dezlănțuie furtuna lui Dumnezeu și pedeapsa lui Dumnezeu, ci dimpotrivă. Spune Sfânta Scriptură că de la vlădică și până la opincă, vorba românului, de la împărat și până la dobitoace au intrat în pocăință și au postit și s-au smerit înaintea lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care atunci când Dumnezeu avertizează, se conformează. Alții, precum Nabucodonosor de pildă, sunt interesați, sunt preocupați de avertizmentul lui Dumnezeu, dar mai apoi, uită. Nabucodonosor este înștiințat de către Dumnezeu prin Daniel și spune, pune capăt păcatelor din viața ta și poate că vei avea parte zile fericite. Oprește-te cu alte cuvinte, vezi că ești pe o cale grea, vezi că ești pe o cale greșită. Și Nabucodonosor este foarte preocupat, pentru că știți de unde reiese asta? Îi cheamă pe toți vrăjitorii și toți ghicitorii să interpreteze visul. E foarte preocupat să afle despre ce e vorba. Și momentul în care află despre ce este vorba, despre avertismentul lui Dumnezeu, foarte clar, sub visul acela al unui copac mare, uită. Alții, atunci când Dumnezeu avertizează, ignoră mesajul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că doi împărați s-au încuscrit. În Sfânta Scriptură, 1 Împărați, capitolul 22, Iosafat și Ahab. Și Ahab îl cheamă pe ginele său, Iosafat, și zice, auzi, noi avem, practic, ca parte de moștenire, Ramotul din Galat. Și ăla e al nostru, trebuie să-l dau ție zestre, cu alte cuvinte. Hai să uite împreună cu mine, să ne ducem și să cucerim din mâna sirienilor Ramotul din Galat. Partea aceea de pământ, pentru că trebuie să-ți dau ție moștenire, cu alte cuvinte. Și în momentul ăla spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit 400 de proroci. 400 de proroci, ai dat biserica, numai proroci. Și în momentul în care a adunat ceata celor 400 de proroci, împăratul Ahab a întrebat, ca un deijor, să mă duc la luptă. Și toți au spus, du-te! Și încă unul Zedechia spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a făcut coarne din fier. Și zice, așa vei birui tu pe sirieni, ca și cum porti o coarne acestea de fier. Dar zice Iosafat, puțin cam probabil surprins de unanimitatea profetică, și zice, auzi, dar nu mai este niciunul prin care să putem întreba despre voia lui Dumnezeu. Și zice în felul următor, Ahab, mai este unul prin care am putea să aflăm voia lui Dumnezeu. Numele lui este Mica, fiul lui Imla. Dar omul ăsta, prorocul ăsta, nu deodată nu mi-a prorocit de bine. Numai de rău mi-a prorocit.
Dacă m-am dus de el cu o cauză, numai tot să mă pochesc, mi-a spus. Numai tot mi-a spus că-s la pământ, că-s praf și că trebuie să mă pochesc. Și niciodată, odată măcar în viața lui, de când s-a împărat, nimic nu mi-a prorocit de bine. Și zice Iosafat, auzi, tată, socru, nu vorbi chiar așa. Și se duce, îl trimite după Mica, nu? Fiul lui Imla. Și vine Mica, fiul lui Imla, și spune următoarele cuvinte, după ce este testat de mai mult, zice, vrei să știi adevărul, cu alte cuvinte? Văd toată oștirea lui Israel risipită pe munții Galaadului și pe tine, împărate, având o soartă grea. Vă întreb, aflase adevărul lui Dumnezeu, aflase mesajul lui Dumnezeu de avertisment, a ținut cont de el, Ahab s-a dus la moarte. Așa fac unii. Dumnezeu îi înștiințează să se oprească și nu se opresc. Alții merg până acolo încât Dumnezeu, când îi avertizează, ajung să conteste mesajul lui Dumnezeu de avertisment. Și vă dau exemplu aici pe cei din vremea lui Ieremia. După ce împăratul acesta, Nebucadnețar, dărâmase în 568 Ierusalimul, l-a dărâmat de pe fața pământului, a distrus templul și a mai rămas numai dărâmături acolo, au rămas, spune Biblia, câțiva oameni în cetate. Au mai rămas câteva mii de oameni, pentru că restul au fost duși în exilul babilonian. Și ăia care au rămas au zis în felul următor, și au luat niște căpetenii și au spus, noi ne vă ducem în Egipt, pentru că vrem să scăpăm de robia lui Nebucadnețar și vrem să scăpăm de război și vrem să ne ducem într-o țară plină de pace. Dar au zis, înainte să ne ducem, haidea să mergem să-L întrebăm pe Dumnezeu. Prin cine puteau să întrebe? Prin Ieremia. Și se duc la Ieremia, spune cuvântul lui Dumnezeu, este foarte interesant pasajul acesta biblic, și în momentul în care ajung la Ieremia, spune cuvântul lui Dumnezeu că Ieremia le zice, așteptați să vă vorbească Domnul. Trec 10 zile și vine mesajul lui Dumnezeu și, cu alte cuvinte, Ieremia le spune așa, nu este îngăduit, nu este din partea lui Dumnezeu să vă duceți, pentru că dacă vă duceți în Egipt, de sabia care fugiți, nu o să scăpați. Știți ce au spus căpetenile? Minți. Nu Domnul Dumnezeul nostru te-a însărcinat să ne spui nu vă duceți în Egipt ca să locuiți acolo pentru o vreme, ci știm noi, Baruc, ucenicul tău. Unii ajung să conteste mesajul lui Dumnezeu și soarta lor este pecetluită. Prima formă și prima atitudine pe care Dumnezeu o are față de omul păcătos este avertismentul. În al doilea rând, știți ce urmează după avertisment? Răbdarea lui Dumnezeu. Dumnezeu are răbdare. Dumnezeu are răbdare cu toți cei păcătoși și cu noi cu toți. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că după 12 luni de zile, din momentul în care Daniel înștiințează pe împăratul Nebucadnețar să se pocăiască, cu alte cuvinte, să pună capăt răutăților din viața lui și din domnia lui împărătească, omul acesta are din partea lui Dumnezeu o vreme de grație, o vreme de răbdare de 12 luni de zile. Te întreb de multe ori și știi foarte bine starea din viața ta. Câtă răbdare are Dumnezeu încă cu tine? Cu unii Dumnezeu îi radă încă de 20 de ani să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu odată și refuză încă. Însă, să știți că Dumnezeul nostru, cum spune Biblia, este îndelung răbdător. Biblia îl descrie ca pe un Dumnezeu îndelung răbdător. M-am întrebat de foarte multe ori și vă spun sincer, cum de mai îngăduie Dumnezeu, cum de mai rabdă Dumnezeu lumea asta atât de păcătoasă? O lume care blasfemează numele lui Dumnezeu, o Europa creștină care în urmă cu 1000 de ani pulsa de creștinism, o Europa care pe la 1457 era reformată de către Martin Luther cu puterea Duhului Sfânt, o Europa care astăzi se mai adună 3-4 mii de oameni mari, încă eveniment major dacă adun 3 mii de oameni la o evanghelizare în Europa și în timp ce 800 de mii de homosexuali s-au adunat în urmă cu o lună jumate la Berlin. Și mă întreb de multe ori, pe bună dreptate, cum de ne mai radă Dumnezeu? Știți de ce ne mai radă Dumnezeu? Tot în Sfânta Scriptură am găsit un răspuns. Când Avram mijlocește pentru Sodoma, îl întreabă pe Dumnezeu și spune, Doamne, dacă în Sodoma vei mai găsi 50 de oameni buni, vei nimici Sodoma? Și spune Dumnezeu, Avrame, nu. Și ajunge până acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, încât îi spune Avram, Doamne, iartă-mă, dar mai îndrăznesc să spun o dată, dacă vei mai găsi 10 oameni în Beiuș, în Ștei, în România, vei nimici țara aceasta, vei nimici Sodoma? Și spune Dumnezeu, nu. Câtă vreme mai există o biserică a lui Hristos pe pământ, câtă vreme mai există această instituție care se numește Biserica lui Hristos Universală, cea mai detestată biserică, cea mai detestată formă și instituție de pe pământ este Biserica lui Hristos. Câtă vreme vor mai exista în Beiuș 10, 15, 20 de oameni pocăiți, câtă vreme vor mai fi în Ștei 5, 10 oameni, câtă vreme în America de Sud mai sunt oameni care se pocăiesc, câtă vreme în America de Nord, în ciuda idolatriei și a păgânismului, mai există oameni care încă se pocăiesc și îl caută pe Dumnezeu, câtă vreme în China, de pildă, biserica subterană este plină de viață, Dumnezeu mai ține pământul, dar din pricina Bisericii lui Hristos.
Slăvit să fie Domnul. O mai ține Dumnezeu, dar nu știu cât. Dar vreau să vă spun un adevăr. Răbdarea lui Dumnezeu are limite. Vă rog să mă credeți, răbdarea lui Dumnezeu are limite. În ceea ce îl privește pe Nabucanețar, Dumnezeu a avut răbdare cu el un an de zile să se pocăiască. Și după un an de zile a spus glasul lui Dumnezeu, acum află că se împlinește pedeapsa împotriva ta. Răbdarea lui Dumnezeu are limite. Mândria a fost păcatul care a umplut picătura răbdării lui Dumnezeu. Picătura care a umplut paharul răbdării lui Dumnezeu. Atât de mult are răbdare Dumnezeu cu unii oameni. Am aflat un caz dramatic a unui om din județul Hunedoara. 25 de ani de zile omul ăsta s-a dus la biserică. La fiecare serviciu de evanghelizare era prezent în biserică. Nu trebuia să-l mai cheme la biserică, că venea singur. Și tot întreba oamenii din biserică, bine omule, văd că vii, ai fost anul ăsta, ai fost anul trecut, tu de 5, de 10 ani tot vii la biserică, la evanghelizări, dar când te pocăiești? Și omul ăsta a spus, poate mai în glumă, mai în serios, a zis, în prima mea zi de pensie am să mă pocăiesc. Au trecut 25 de ani în care tot a așteptat Dumnezeu să se pocăiască. După 25 de ani, a mers la lucru pentru ultima dată. Lucra la combinatul siderurgic din Hunedoara. Și era schimbul 3, era iarna. S-a dus acolo și știți cum sărbătorez românii când încheie ceva cu eterna noastră pălincă. S-au chefuit la schimbul 3, în loc să aibă grijă de forjă și de fiere respective, ei s-au chefuit acolo bine. Și când au ieșit din combinat dimineața, când s-a încheiat, și-a zis unul dintre ei, măi zice, tu ești în prima zi de pensie. Ce faci în prima ta zi de pensie? Și-a zis, ăsta mă duc să mă chefuiesc. Nici n-a terminat bine cuvântul ăsta de spus, că a alunecat pe trotuarul pe care mergea, era plin de gheață, a căzut cu capul, s-a lovit cu țeasta de bordura acelui trotuar și a murit pe loc. Și a spus cineva după aceea, cine poate să-l acuze pe Dumnezeu că n-a avut suficientă răbdare cu omul ăsta? 25 de ani Dumnezeu să aibă răbdare cu tine. S-ar putea ca unii dintre aici, răbdarea lui Dumnezeu să se fie încheiat cu voi. Ascultați-mă. Răbdarea lui Dumnezeu are sfârșit. Noi suntem încă în epoca, în vremea spirituală, în care conformitate cu Evrei 8 cu 1 la 6, îl avem pe Hristos, știți cum? Ca mare preot. Ca mare preot care încă mijlocește la Tatăl pentru noi, ca mare preot care încă duce păcatele noastre în fața Tatălui Ceresc și le iartă prin sângele lui Sfânt, băriți să-i fie numele. Noi încă avem pe Hristos ca mare preot, dar vreau să vă spun ce spune cuvântul lui Dumnezeu, mâine s-ar putea să se întâmple ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 1. Acolo Hristos nu mai este prezentat ca mare preot. Acolo Hristos este prezentat ca mare judecător. Ioan spune, l-am văzut pe Hristosul. L-am văzut pe Hristosul cel glorificat stând, știți unde? Pe tronul de judecată al lui Dumnezeu. Și din gura lui, spune Ioan, ieșea o sabie cu două tăișuri. Este semnul judecății lui Dumnezeu. Răbdarea lui Dumnezeu, frați și surori, are limite. De asemenea, răbdarea lui Dumnezeu, rețineți ce vă spun acum, nu trebuie confundată cu nimic altceva. Să știți că foarte mulți confundă răbdarea lui Dumnezeu cu altceva. De pildă vreau să exemplific în sensul acesta. Un om ajunge să cadă într-un păcat și măcar că știe bine că lucrul respectiv nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu, îl săvârșește. Știți care este prima atitudine când un om cade într-un păcat? Eu vă spun din propria mea experiență. Când ajungi să păcătuiești sub o formă sau alta, știți care e prima reacție? Groaza. Ai impresia, te uiți afară pe cer, dacă nu cumva te tună și te fulgeră, că ai păcătuit. Și treci o zi, trec două zile și vezi că nu te-a tunat și nu te-a fulgerat. Treci o lună de zile și vezi că încă judecata lui Dumnezeu nu te-a atins. Și știți ce ajung unii oameni să facă? Trece două luni de zile, nu se întâmplă nimic. Continuă să săvârșească păcatul respectiv din viața lor. Și oamenii ăștia automat își schimbă teologia. Știți ce spun? Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu mă iubește așa cum sunt. Păcătos și trăitor în păcat. Ba mai mult de atât, zic cu versete din Sfânta Scriptură și spun dragostea lui Hristos, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, nu? Ne acoperă toate. Vreau să vă spun un lucru teologic. Corect. Dragostea lui Dumnezeu nu acoperă și nu va acoperi niciodată un păcat nemărturisit și un păcat în care omul să nu se căiască.
Știți ce acoperă dragostea lui Dumnezeu? Dragostea lui Dumnezeu acoperă rana și durerea provocată de păcat. Asta face dragostea lui Dumnezeu. Niciodată Hristos nu va ierta un om fără să se mărturisească. Niciodată Hristos nu va clădi peste păcatul unui om, ci dimpotrivă va da păcatul la o parte prin sângele lui Sfânt, prin mărturisirea omului și prin puterea lui Dumnezeu. Și astfel omul are parte de iertarea lui Hristos. Dumnezeu e dragoste. Voi sunteți înguști. Voi nu mă înțelegeți, voi nu mai înțelegeți pe Dumnezeu și nu știu cum se face că la unii Hristos le îngăduie orice. Pe unii Hristos îi lasă să curvească și nu e nicio problemă. Pe unii Hristos îi lasă să mintă, să înșală, să bârfească cu nesimțire, dar nu e nicio problemă. De ce? Hristos e dragoste. Nimic mai fals. Nu confundați răbdarea lui Dumnezeu cu iubirea lui. Dacă încă n-ai pățit nimic, nu-i din cauza că dragostea lui Dumnezeu te mai ține nu știu cât de mult, ascultă-mă în păcatul tău, ci dragostea lui Dumnezeu vine peste omul care se mărturisește. Este încă poate răbdarea lui Dumnezeu, dar ai grijă să n-aibă limite. Unii confundă iarăși răbdarea lui Dumnezeu, știți cu ce? Cu acceptarea lui. Dumnezeu, spun mulți, mă acceptă, știți cum îs? Așa cum îs. Hristos nu te acceptă așa cum ești. Nimic mai fals. Să știi că Hristos nu te acceptă așa cum ești. Atunci când vii la Hristos, nu tu faci regulile ce Dumnezeu. Tu te pocăiești nu după cum îți merge ție capul și mintea și după gândirea ta și după rațiunea ta. Tu trebuie să te pocăiești așa cum o spune Hristos. Așa cum o spune Sfânta Scriptură, în conformitate cu voia lui Dumnezeu, este și pocăința umană. În Apocalipsa, capitolul 2, unei biserici, Dumnezeu dă un avertisment foarte clar. Și ce spune acolo? I-am dat vreme să se pocăiască și n-a vrut să se pocăiască de curvia ei. Adică am avut răbdare, dar până la un moment. În al treilea rând, a treia atitudine pe care Dumnezeu are față de omul păcătos, știți care este? După avertisment, după răbdare, îmi pare rău să spun, dar trebuie să spunem adevărul, vine pedeapsa lui Dumnezeu. Vine pedeapsa lui Dumnezeu. Și pedeapsa lui Dumnezeu, rețineți lucrul acesta, este întotdeauna justă. Dreptatea și judecata lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu, este întotdeauna justificată. Nu se sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un glas a pogorât din cer și a zis: află împărate Nebucadnețar că s-a luat împărăția. A venit pedeapsa lui Dumnezeu. A venit pedeapsa lui Dumnezeu peste păcatele și peste aroganța și peste înfumorarea lui Nebucadnețar. Și a fost o pedeapsă dreaptă. Poate cineva de aici să conteste justeția pedepsei lui Dumnezeu asupra lui Nebucadnețar? Eu cred că nu. Dumnezeu a avut dreptate. Românii, noi ca și popor, suntem așa de corupți până în măduva oaselor, încât știți ce am făcut? Am ajuns de foarte multe ori să căutăm prin tradițiile noastre, prin obiceiurile noastre și prin superstițiile noastre să influențăm până și justiția lui Dumnezeu. De pildă, poporul român sau în poporul român, cel puțin în Oltenia și în sudul Moldovei, au un obicei de mormântare foarte ciudat. La oamenii morți, după ce îi bagă în sicriu și îi îmbălsămează și îmbracă frumos, le pun bani știți unde? În mâini și în buzunare. Dacă la greci se puneau monede de aur pe ochi, la noi le-am pus în mâini și în buzunare. Știți de ce? Și ce spun românii? Tradiția. Ca să treacă cu bine ce? Vămile. Pentru că oricum la vamă e multă corupție și șpagă, trebuie să treci cu bani în mâini și în buzunar ca să, auzi, ca să treci cu bine vămile. Dar știți ce nu știu oamenii aceștia care încă trăiesc în orbire spirituală? Este că spre împărăția lui Dumnezeu și spre raiul celui rău există spațiu Schengen. Nu-ți mai vămi și nu-ți mai puncte de control, ci doar cerul și pământul, raiul și iadul lui Dumnezeu. E Schengen acolo. Dreptatea lui Dumnezeu este întotdeauna justificată. David în Psalmul 40 spune așa cu versetul 12: m-au ajuns pedepsele mele pentru nelegiurile mele. Și poate cel mai mare teolog al tuturor timpurilor, Sfântul Augustin, în sensul acesta spune, legat de pedeapsa lui Dumnezeu: păcatul omului, fiecărui om, este instrumentul pedepsei lui. Mai departe, Sfântul Augustin spune așa de frumos, că există două rele.
Când omul săvârșește păcat, când omul face răul, săvârșește păcatul. Când omul suferă răul, primește pedeapsa pentru păcatul lui. Dreptatea lui Dumnezeu este întotdeauna justificată. Obadia 1:16 spune așa, ziua Domnului este aproape. Cum ai făcut, așa ți se va face. Citit undeva că în Grecia, în urmă cu mulți ani de zile, doi consăteni care au avut mai multe divergențe în satul lor legat de o bucată de pământ, s-au întâlnit într-o seară la o intersecție de drumuri care ducea spre satul lor. S-au certat așa de tare, încât unul dintre ei, pe nume Costas, a luat o piatră mare și i-a trântit-o la celălalt în cap și l-a lăsat pe loc fără suflare, a murit. Crima aceasta a zguduit comunitatea aceea mică de oameni. Trei zile mai târziu, în curtea celui ucis, avea loc slujba de mormântare. Era și criminalul prezent acolo ca să nu dea de bănuit. Și la un moment dat, când au vrut să ducă acel coșciug la cimitir, văduva îndurerată împreună cu cei doi copii a strigat cât au ținut-o puterile, Dumnezeu va face dreptate, Dumnezeu va face dreptate. Au trecut 10 ani de zile, 10 ani de zile de la evenimentul acesta, când la aceeași intersecție de drumuri, cel ucigașul împreună cu singurul lui fiu mergeau cu mașina. Și la un moment dat au venit de la acea intersecție un camion. Fiul acestui ucigaș n-a dat prioritate. Și în momentul acela s-au izbit frontal. Camionul acela a zdrobit, a contorsionat toată mașina lor. Însă a scăpat fără nicio zgârietură Costas, acest ucigaș. A venit poliția imediat la fața locului și a întrebat pe omul acesta, a zis, domnule, ce s-a întâmplat aici? Și ce a spus omul acesta cu ochii în lacrimi? Dreptatea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu este întotdeauna justificată. Dreptatea lui Dumnezeu însă, rețineți, și pedeapsa lui Dumnezeu este întotdeauna necesară. În cazul lui Nabucodonosor a fost necesară pedeapsa lui Dumnezeu, știți de ce? Ca să-i corecteze o problemă. Știți ce problemă avea Nabucodonosor? Cu ochii. Nu era daltonist, nu era miop, nu avea probleme de vedere, dar avea o problemă de vedere spirituală. Omul acesta ne spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a ridicat pe acel ziguzira sau grădinile suspendate din Babilon, că erau una dintre și sunt una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Și din vârful acelei piramide, din vârful palatului său imperial și a balconului său regal, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a uitat în jos și a spus, oare nu ăsta Babilonul pe care mi l-am făcut eu? Omul ăsta avea o problemă a vederii, se uita întotdeauna de sus în jos. Dumnezeu a trebuit să-l pedepsească ca să-i corecteze privirea. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? După trecerea vremii sorocite, eu, Nabucodonosor, am ridicat ochii, știți unde? De jos în sus. De asta a fost necesară pedeapsa lui Dumnezeu. În Evrei 12:6-11, cuvântul lui Dumnezeu spune că dreptatea lui Dumnezeu este benefică, pentru că Dumnezeu pe cel care îl iubește, rețineți, îl și pedepsește uneori. Atitudinea lui Dumnezeu față de omul păcătos. Avertisment, răbdare, pedeapsă. Și am zice noi oamenii, aici se încheie, nu? L-am prins, l-am băgat la închisoare și acolo să stea până la moarte. Nu. Ultima atitudine și nu cea din urmă, rețineți, pe care o are Dumnezeu față de omul păcătos, știți care este? Reabilitarea. În dicționarul lui Dumnezeu există reabilitare pentru cei mai păcătoși oameni. Reabilitarea lui Dumnezeu este condiționată însă, știți de ce? De pocăință. Reabilitarea lui Dumnezeu este condiționată de pocăință. Am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși minte la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește vrednic, acela cărui stăpânire este veșnică. Și spune Nabucodonosor, acum eu înalt, laud și slăvesc pe împăratul cerurilor. Este condiționată de pocăință. Vasile cel Mare spune, dacă am căzut prin păcat, să ne ridicăm prin pocăință. David spune în Psalmul 40 că, spune așa de frumos, că și-a mărturisit păcatul înaintea Domnului și Dumnezeu este cel care este vrednic și l-a iertat. Și zice el, îmi pusesem nădejdea în Domnul și ăsta a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele de pocăință, practic, m-a scos din groapa pierii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Domnul Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta și s-au temut. Un Dumnezeu care reabilitează, mărit să-i fie numele. Un Dumnezeu care ridică.
Un Dumnezeu care are pentru oameni soluții. Pentru fiecare problemă umană Dumnezeu are soluții. Reabilitarea lui Dumnezeu este condiționată de pocăință. Apoi, reabilitarea lui Dumnezeu, vă rog să rețineți lucrul ăsta. Reabilitarea lui Dumnezeu este întotdeauna deplină. Dar nu neapărat în sensul slujirii, ci în sensul mântuirii. Nebucadnețar spune așa, în vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, măreția și slăciura mea mi s-au dat înapoi, a fost reabilitat. Și mai mult de atât spune, nu doar din punct de vedere al titulaturii de împărat, ci și înaintea oamenilor. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat și am fost pus iarăși peste împărăția mea și peste puterea mea care a crescut. Reabilitarea lui Dumnezeu este deplină, întotdeauna în sensul mântuirii, dar particularizez lucrul ăsta, nu întotdeauna și în sensul slujirii. Vă dau un exemplu. N-ați auzit de Moise? Cine se poate compara cu Moise? Cel mai blând om de pe fața pământului. Pentru un gest de neascultare înaintea lui Dumnezeu, pentru că n-a vorbit unei stânci, ci a lovit-o cu bâta, spune cu toiagul lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu m-ai cinstit înaintea poporului meu. Nu tu vei fi cel care îmi vei duce până la capăt poporul în Canaan. A trebuit să se vadă de pe muntele Nebo măreția Canaanului, dar a trebuit să rămână acolo. Pentru un gest. Mergem mai departe. David, marele împărat, Dumnezeu l-a iertat de plin după toate păcatele lui. Dar știi ce a spus Dumnezeu? În momentul în care David a vrut să-i facă un templu lui Dumnezeu, fac un loc sfânt. Și a spus Dumnezeu, David, tu nu-mi poți face mie un templu. Știți de ce? Pentru că mâinile tale sunt pătate de sânge. Alt exemplu din Sfânta Scriptură, Samson, a păcătuit, cu toții știind, a primit iertarea lui Dumnezeu, spune cuvânt, a primit puterea, dar niciodată nu și-a mai primit vederea și nici slujba. Noul Testament clarifică lucrurile. Celebra pildă a fiului risipitor. Mântuirea lui Dumnezeu este deplină, dar nu neapărat redarea slujirii. Rețineți lucrul ăsta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că tatăl l-a primit pe fiul risipitor. Și ce a făcut cu el? L-a îmbrățișat, cu alte cuvinte, a primit iertarea. Dar vă întreb, și-a risipit toată averea, a mai primit alta în locul ei? Nu. Și ce spune tatăl fiului celui mai mare? Tot ce am eu este al tău. Cu alte cuvinte, aveți mare grijă. Dacă Dumnezeu a pus în voi un dar și o binecuvântare, aveți grijă că s-ar putea ca risipind-o să nu mai primiți niciodată înapoi. Asta e un avertisment. Repet, nu este vorba de mântuire, ci este vorba de slujire. Fiți cu mare atenție legată la viața voastră. Și apoi, și cu asta vreau să închei, reabilitarea lui Dumnezeu este rodul iubirii sale și al iertării sale. Reabilitarea lui Dumnezeu este rodul iubirii sale și al reabilitării sale. Îmi vine acum în minte celebrul episod al femeii prinse în adulter. Au prins-o, spune cuvântul lui Dumnezeu, un păcat. Și au venit farisei și cărturarii la Hristos cu femeia aceea. Au târât-o până în prezența lui Hristos. Și au spus așa lui Iisus, Mântuitorule, Învățătorule, pe femeia aceasta am prins-o în curvie. Legea mozaică ne spune că trebuie să o ucidem cu pietrele și fiecare dintre ei avea o piatră în mână. Tu ce spui? Spune Iisus Hristos, acela dintre voi care nu are păcat, acum să ia piatra și să arunce. Reabilitarea lui Dumnezeu este rodul iubirii sale. Din dragoste Dumnezeu ne-a reabilitat. Știți, legat de episodul acela cu piatra, unii aruncă cu piatra. Hristos îți spune în seara aceasta, lasă piatra deoparte. Și trebuie să faci cu piatra. Știți ce a făcut Neemia? S-a dus la Ierusalim, spune cuvântul lui Dumnezeu, și când a văzut dărâmiturile Ierusalimului, cetățile arse, porțile distruse, putea să zică să ia piatra și să arunce spre poporul lui. Doamne, ieși de vină! Eu n-am păcătuit! Părinții mei, neamul meu a păcătuit, eu n-am nicio vină aici! Trebuia să disculpe, trebuia să arunce cu piatra nei în toți! Sunteți vinovați! Dar Neemia spune cuvântul lui Dumnezeu că face o rugăciune și spune, Doamne, am păcătuit eu, casa tatălui meu și poporul meu întreg, cu toții, Doamne, am păcătuit înaintea Ta. Și Neemia, în loc să arunce cu piatra spre cei care au păcătuit cu adevărat, știi ce face cu piatra? Spune cuvântul lui Dumnezeu că a luat pietrele dărâmate și a zidit din nou zidurile Ierusalimului. Iată ce poți să faci cu piatra. Poți să o arunci înspre alții. Să-i denigrezi,
să te faci tu justițiarul lui Dumnezeu talionic, sau poți să iei piatra și să construiești cu ea relații, punți de legătură cu semenii tăi. Dar nu uita un lucru, atitudinea lui Dumnezeu față de un om păcătos nu se încheie cu pedeapsa. Atitudinea lui Dumnezeu față de un om păcătos înseamnă și reabilitare. Și reabilitarea lui Dumnezeu este condiționată de pocăința noastră, și reabilitarea lui Dumnezeu, ridicarea lui Hristos, se face din dragoste pentru noi. La Golgota a avut loc cea mai mare reabilitare tuturor timpurilor. Acolo am fost și eu care stau în fața voastră în această zi, când la 18 ani de zile am primit reabilitarea lui Dumnezeu. Când am primit vestea că Iisus Hristos mă iartă și pe mine. Că venit de prin discoteci și de prin cluburi, la 18 ani Hristos mă mai primește și pe mine. Că păcătoși și nevrednici și depravat cum am fost, Hristos m-a primit și pe mine. Și a primit și pe alții, și a primit și pe cei cu 5.000, cu 10.000 de păcate, și Hristos a primit și criminali și a reabilitat oameni din cea mai joasă condiție. Hristos este un Dumnezeu reabilitării, mărit să fie numele. Știți ce văd în față în seara aceasta? Eu văd o biserică de oameni reabilitați. Și văd oameni posibil reabilitabili de către Dumnezeu. În urmă cu mulți ani de zile, undeva în Brazilia, într-o familie săracă de oameni creștini, fiica cea mai mare, care tocmai împlinise 18 ani, a fugit de acasă. Și a zis ea: fug din sărăcia aceasta și mă voi duce la Rio de Janeiro, capitala distracției și a banilor. Și o să mă duc pe plajă la Copacabana și o să mă distrez, o să mă simt bine și o să-mi fac un rost în viață. Și într-adevăr a ajuns. Numai nu cum și-a dorit ea. Trecut câteva zile și s-o termina banii. Și în disperarea ei și în lipsurile ei financiare, a ajuns până acolo, în punctul acela degradant, încât a trebuit să-și vândă trupul pentru a se întreține. Practic, prostituție. Numiți-o cum vreți. Să mama ei, deși o familie săracă, a vândut cam tot ce a avut pe acasă. Și cu banii ăia a mers spre Rio de Janeiro. Știa că acolo se îndreaptă fata ei, dar nu știa unde. Acum, du-te într-un oraș de 7 milioane de locuitori și găsește-ți fiica. Cum? Nici o idee. A căutat-o câteva săptămâni la rând și n-a găsit-o. Și într-un ultim moment și gest de disperare, s-a dus într-un magazin de developat poze. Avea o poză a fiicei ei în mână. S-a dus acolo la studioul acela de developat și a spus: vă rog tare mult, multiplicați în fotografia aceasta în cât mai multe copii de bani aceștia. Și a pus o sumă de bani pe masă. Cât ajung de bani ăștia, vă rog, multiplicați în poza aceasta. Și s-au făcut câteva sute de copii de fotografii ale fetei ei. Și acolo, pe spatele fiecărei fotografii, și ce a scris mama? Draga mea, oricât de jos ai ajuns sau oricât de jos ai căzut, să știi că te așteptăm acasă. Semnat mama ta. Și a plecat acasă. Câteva zile mai târziu, spun, femeia aceasta a răspândit toate fotografiile acestea prin Rio de Janeiro, prin supermarketuri, prin farmacii, pe unde a apucat. Într-o dimineață, ieșind din club, fiica ei a zărit în vitrina unui non-stop, unui magazin, poza ei, albitoată. A intrat repede în magazin și a luat poza și s-a văzut, era ea. Și în momentul în care s-a uitat pe spate, a văzut scrisul mamei care spunea așa: oricât de jos ai căzut sau ai ajuns, draga mea, te aștept acasă. Semnat mama ta. Vino acasă. Vreau să vă spun tuturor care sunteți în seara aceasta aici și mie însumi în primul rând. Dumnezeu are pentru noi un mesaj în seara aceasta. Oricât de jos ai căzut, oricât de departe rătăcești în locul acesta sau în altă parte, Dumnezeu din înaltul cerului prin Iisus Hristos, și ce spune în seara aceasta aici? Te aștept acasă. Știți unde este casa lui Dumnezeu? Aici. Aici unde este prezența lui Hristos. Aici este iertarea lui Dumnezeu. Aici este reabilitarea lui Dumnezeu. Noi avem un Dumnezeu sfânt, 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 mărit să-i fie numele. Vreau să vă spun că personal sunt onorat să pot să slujesc pe acest Hristos și în seara aceasta. Un Dumnezeu care reabilitează. Un Dumnezeu care are un mesaj pentru noi în seara aceasta, pentru toți care suntem aici, oameni păcătoși și nevrednici, ne așteaptă acasă. În această zi ne așteaptă aici, în casa Lui de pe pământ. Dar va veni o zi, și spune Biblia, scurtă este vremea aceea, când ne va chema, știți unde?
la casa lui cerească. Și vă rog să vă gândiți doar atât, Dumnezeu a creat lumea în 6 zile și a făcut-o așa de frumoasă. Gândiți-vă că de aproape 2000 de ani Hristos a spus, mă duc în cer să vă pregătesc și ce? Un loc. Unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Cum o arăta cerul ăla? Cât de mii și mii de zile Hristos tot pregătește împărăția lui Dumnezeu, noul Ierusalim pe care vom intra noi, reabilitația lui Dumnezeu. Aceasta este atitudinea lui Dumnezeu față de un păcătos. Te avertizează și pare bine că te avertizează astăzi. Nu te supăra când te avertizează. Are răbdare cu tine, 12 luni, un an de zile, 2, 3, 10, dar nu întinde la maxim răbdarea lui Dumnezeu. Dumnezeu care uneori pedepsește, dar nu o face pentru că ne urăște. Și știi de ce? Sunteți judecați acum și sunteți pedepsiți acum, spune Biblia. Și de ce? Ca să nu fiți judecați odată cu lumea. Glorie Domnului! Și Dumnezeu mai apoi care reabilitează. Din cenușe își ridică slujitorii. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și vreau să ne închinăm Domnului, așa cum suntem cu toți aici. Fiecare cu conștiința noastră, cu păcatele noastre, cu nevrednicia noastră, cu josniciile noastre, cu bunele și cu relele noastre. Haideți să ne pocăim. Haideți să spunem, Doamne Dumnezeu, îți mulțumesc pentru atitudinea ta față de mine. Îți mulțumesc că încă mă avertizezi, îți mulțumesc că încă ai răbdare cu mine, îți mulțumesc că mă reabilitezi. Mărit să fie numele Tău, Doamne. Haideți să ne rugăm Domnului cu o inimă sinceră. Această seară să venim înaintea Dumnezeu să-i spunem, Doamne, marea noastră problemă nu sunt vecinii noștri, marea noastră problemă nu sunt examenele pe care le aveam, bacalaureatul sau lipsa de bani. Marea noastră problemă este înaintea Ta raportarea noastră la păcat. Și vrem să-ți mulțumim, Doamne, că Tu ai murit pentru păcatele noastre. Noi nu puteam să plătim prețul ăsta, era prea mare. Vrem să-ți mulțumim pentru că ai făcut lucrarea aceasta pentru noi. Nu vreau să mai zic nimic. Predica a fost suficientă. E seara de evangelizare. E seara în care noi chemăm oamenii la Hristos. Niciodată nu v-am chemat la pentecostal și știți asta. Am fost cinstit cu dumneavoastră. După aceea am spus întotdeauna pentecostale trebuie să pocăiască.
sunt atâția oameni și atâția oameni dintre noi care avem nevoie de atâta pocăință în seara aceasta. Vreau să vă chem aici în față, dacă este cineva dintre dumneavoastră care în seara aceasta vrea să spună ca și Nebucanețar: Doamne, Te slăvesc, am mâncat iarbă destul, am ajuns, Doamne, să fiu de râsul satanei și a demonilor, în această seară vreau să mă întorc acasă. Indiferent cât mă costă, indiferent cât de dureroasă e lucrarea aceasta de pocăință, vreau să vă spun că mai puțin dureroasă decât pedeapsa lui Dumnezeu. Vii și spui înaintea lui Dumnezeu: Doamne, vreau să mă pocăiesc. Dacă este cineva care, pentru că e tânăr sau bătrân, poate că a venit pentru prima dată în biserică, poate că vine de mai des, poate că e botezat la noi sau, eu știu, la baptist sau în altă parte, sau poate că n-a fost la biserică și nu umblă la biserică și în această seară, eu nu vă cunosc, sunteți mulți, foarte mulți oameni care nu vă cunosc în seara aceasta, dar vă cunoaște Dumnezeu pe toți. Vreau să mă rog împreună cu ceilalți slujitori pentru dumneavoastră. Nu vreau ca să treacă seara aceasta. Dacă este cineva, slăvit să fie Domnul. Dacă nu este, ne-am făcut datoria. Eu în această seară te chem să vii să te pui pe genunchi aici în față, jos, să te rogi pentru, împreună cu noi, pentru pocăința, pentru iertarea ta de păcate. În timpul acestei cântări, dacă este cineva care în această seară vrea să-și predea viața înaintea lui Iisus Hristos și vrea să se pocăiască din toată inima, l-aștept să vină să ne rugăm împreună. Când vrei să vii, când vrei să întorci, când vrei să vii la Dumnezeu, e seara pe care Dumnezeu ți-a pregătit-o. Când vrei să întorci, poate că e ultima seară. Poate că răbdarea lui Dumnezeu se sfârșește în seara asta cu tine și începe judecata. O vino să scap de la pierzare. Întoarce să scap de la pierzare. Nu amâna. Te aștept să vii aici. E poate ultima chemare. Seara ta. Nu te uita în stânga nici în dreapta. Nu vei fi la judecată cu ei. Tu și Dumnezeu. E seara pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru tine în veșnicie. Pentru tine s-a făcut slujba asta. Te aștept să vii în față. În spate. Biserica se roagă pentru tine. Biserica se roagă pentru tine. Nu mie îmi faci niciun bine, îți faci ție. Nu amâna. E poate ultima chemare. Te aștept să vii. Mai ești acolo în spate, în față, aici. Ne rugăm ca Dumnezeu să te ierte. Orice păcat pe care l-ai făcut, orice legătură a diavolului, orice blestem, te pui pe genunchi. Eu nu te pot ierta, Hristos te poate ierta. Te pui pe genunchi și spune: gata, până astăzi. O vino. Nu amâna. E poate ultima chemare. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mărie Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Te aștept să vii. Încă mai este loc la cruce. Biserica se roagă, biserica mijlocește. Mai este loc la crucea lui Hristos. Sângele lui curge pentru tine. Sângele lui curge. E scris în palmile lui. Nu te întreabă Dumnezeu
Ce ai făcut? Ce zice, vino acasă. Dacă mai este cineva, l-aștept aici în față. Haideți încă o dată strofa întâi și refrenul acestei cântări. Mai avem la dispoziție 3 minute, apoi încheiem. Când vrei să vii, când vrei să vii, când vrei să vii, când mai aștepți? N-ai obosit destul? N-ai amânat destul? Dacă mai este cineva, să vină. 2 minute. Apoi ne rugăm cu toată biserica pentru voi. Nu amâna. Nu amâna. E poate ultima chemare. Și încă o dată, o vino, încă mai e timp. Încă mai e timp. Nu amâna. Nu amâna. E poate. E poate ultima chemare. Pentru cele 7 suflete, haideți să ne rugăm cu toții Domnului. Ne rugăm Domnului cu toată biserica. Ca Dumnezeu să le dea mântuire adevărată, puternică și sfântă. Amin, ne rugăm. Te binecuvintează sufletele noastre, Doamne. În seara aceasta stăm cu oamenii aceștia pe genunchi pentru că ei sunt prețul suferinței Tale. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că ai murit pentru întreaga lume. Tu ai murit și pentru cei care în seara aceasta au stat încă la răspântie. Nu e o problemă. Dacă Tu le mai dai o săptămână, promit că se vor pocăi, Doamne. Dacă le mai dai o zi, promit că se vor pocăi. Oamenii aceștia au înțeles în această seară că există o urgență a pocăinței. Mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta. Mulțumim că Tu mântuiești în locul acesta. Mă rog că, Doamne, ca să nu fie o decizie de moment, ci să fie o decizie de viață acestor oameni. Pentru că nu i-am chemat la o biserică, ci am chemat la Tine, Hristoase. Și drumul acesta e lung și frumos și sfârșește în cer. Mulțumim pentru ei, Te binecuvântăm și Te rugăm, Doamne, iartă-le toate păcatele făcute, cunoscute sau necunoscute, cele făcute cu voie sau fără voie, cu gând, cu vorbă și cu faptă. Curățește și spală, Doamne, prin sânul Tău sângele. Binecuvintează pe ei și familiile lor. Binecuvintează-le trăirea lor. Binecuvintează lucrarea pe care o fac. Și această hotărâre să fie o hotărâre pentru veșnicie, pentru rai, pentru cer. Te slăvim și Te binecuvântăm în veci de veci. Și tot poporul va zice? Amin. Și tot poporul va zice? În timp ce ei se ridică și merg la locurile lor, în această seară, haideți să lăudăm pe Dumnezeu cu o ultimă cântare. Pentru că merită, pentru tot ce a fost dimineață și după masa aceasta în locul acesta. Amin! Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El.
Lui să fie. De veci. A Lui să fie gloria. 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 În veci de veci. Amin. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Și haideți să spunem cu toții la încheiere și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din ceruri și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Stânga, dreapta, ocupați locurile, dați-vă mâna unii altora, rostiți-vă binecuvântare sfântă.